Serviciul de administrare a domeniului public va demara dezinsecția pe domeniul public luni, având în vedere că sunt programate ploi până la sfârșitul acestei săptămâni. Acțiunea împotriva căpușelor se va desfășura în perioada 24-28 mai, în parcuri, la locurile de joacă pentru copii și pe promenada cetății Făgăraș. Din 2 iunie, acțiuni de dezinsecție împotriva țânțarilor urmează să se desfășoare în toate cartierele din oraș, anunță primăria Făgăraș. Se va folosi insecticid profesional, iar produsele se regăsesc în Registrul Național al Biocidelor și sunt autorizate de Ministerul Sănătății.